Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit în a doua ediție la Visul unei femei. Ce sunt eu? Sunt o picătură de apă în oceanul nemărginit. Sunt un om care privește pe fiecare din punctul său de vedere. Poate că acest punct de vedere nu este drept, dar e atât de greu să-i înțelegi pe oameni. E atât de greu să pătrunzi în adâncul sufletului lor și mai greu să-i judești drept, după manifestările lor exterioare, după masca lor, mai bine zis. Alerg de o viață după idealuri, uitând adeseori că fac parte dintr-un plan în care sunt prinsă în ghearele destinului, în ciuda existenței liberului ales a iubirii. Mi-e viața simplă, dar și complexă. Sunt momente când sunt depășită de evenimente, devenind tristă, apoi încerc echilibrarea, bucurându-mă de fiecare răsărit de soare, de venirea primăverii, de clipele de grație ale existenței. Cristina Cărbune, doamnelor și domnilor, într-un volum pe care l-am primit în dar, Izvoarele vieții. Este o definiție a fiecăruia în parte. Este o definiție pe care eu am găsit-o foarte frumoasă pentru această emisiune, pentru că visul unei femei este iubire de multe ori, este chiar amăgire, este oglinda sufletului ei. Visul unei femei este iubirea ascunsă în lăcașul inimii sale. Este candoare, este însăși sufletul ei. Acel suflet lovit de multe ori de furtuni, de valuri, este sinfonia cuvintelor la lumina lumânărilor, este chiar viața ei. Acea viață pustie și goală, dusă uneori la capăt fără niciun răspuns. Visul unei femei ești chiar tu, femeie. Ești chiar tu, cea care mă privești. Visul unei femei este o divinitate, un simbol greu de înțeles, foarte greu de parcurs. Un val care nu se va sparge niciodată. O lacrimă până un obraz îmbătrânit de vreme, o lacrimă pe care o cuprins în lăcașul palmelor, o mână întinsă și deseori respinsă, o mamă, o iubită, o puritate în viața oricărui, dar foarte greu prețuită, o femeie chinuită pe drumul vieții, o femeie care se ridică atunci când cade și nu se lasă doborâtă nici de urcușuri și niște coborâșuri. Aceasta este femeia în definiția mea. Aceasta este probabil acea femeie care o cunoașteți și voi. Este o mamă, o iubită, o femeie încercată greu pe drumul vieții. Acestea sunteți dumneavoastră, doamnelor, iar aceasta sunt eu, Alina. Și cu această mică descriere a mea, vă invit în această seară să spicuim puțin din versurile mele, din ceea ce am realizat eu în acest 13 ani de radio. În această seară am să vă prezint din cărticica aceasta pe care dumneavoastră o vedeți, Călătorie în regatul cuvintelor, câteva poezioare scrise de mine și cum a început acest vis al femeii acum 13 ani de zile. A început cu o mică călătorie în visul unei femei, o cărticică de buzunar, pe care am prezentat-o în emisiunea doamnei Iuliana Marciuc la TVR2. Și pornind cu emisiunea de radio Visul unei femei cu Alina pe Radio Sufletel. Și uite, așa anii au trecut, s-au schimbat câteva radiouri în viața mea în acești 13 ani, dar visul unei femei cu Alina a rămas același. Același vis pe care în fiecare vineri seară și duminică seară îl puteți urmări pe undele de radio. Iar în FM, aici la Nuremberg, visul meu a început cu emisiunea Luceafărul, o emisiune cu totul și cu totul aparte pentru românii din diaspora. Iar această părticică a visului meu a călcat pragul și emisiunii Luceafărul.
În această seară vă voi prezenta câteva citate din Călătorie în regatul cuvintelor. Ai frânt o aripă care era în zbor, deschizând noi orizonturi iubirii, între două anotimpuri. Am visat între frunzele toamnei și picăturile de nea iubirea. Și trezindu-mă din coșmarul inimii, am văzut lumea cu alți ochi. Ochii unei inimi de femei. O femeie care nu a știut ce înseamnă minciuna, aroganța, iluzia. Femeia care voia în clipele de iubire egalitate, înțelegere și puțină visare. Aripa care vroia să o crotească, ai prefăcut-o în săgeata ucigașă. Oare e posibil? Am poposit obosită într-o seară de octombrie la fereastra ta. Și-am văzut lumea dăruind dragoste. Mi-am privit viața de până acum în oglinda inimii și-am înțeles că nu mai era loc în ea pentru tine. Am înțeles că iubirea mea dintre cele două anotimpuri se topise odată cu venirea toamnei, care va avea loc pe colinele vieții. Am înțeles că iubirea mea fusese doar o iluzie. O iluzie între anotimpuri. O voi aduna în cufărul meu cu amintiri și redeschizându-l peste ani, femeia de acum nu va mai exista. Va fi o femeie sigură pe ea, fără iluzii, între anotimpuri. Un poem pe care eu îl îndrăgesc se intitulează Zbor frânt. A fost scris într-o seară de septembrie. Un zbor frânt a unei femei care vroia să-și ocrotească iubirea, dar totuși a pierdut-o într-o parte a ei, iar probabil, doamnelor, anotimpul acesta al toamnei, cu toate că este de foarte multe ori trist, plouă afară, frunzele au căzut, se întunecă de vreme, venim obosite acasă, eu v-aș ruga să-l regăsiți. Regăsiți-l acolo, în sufletul vostru. Acolo unde frunza aceea care cade și pe care voi călcați, frunza aceea are o poveste. Iar povestea frunzelor de toamnă, cum îmi place mie să zic, este povestea fiecăreia dintre noi. Pentru că în acest volum au apărut câteva poeme ale mele, aș vrea să mai citim unul, Oare ce aș vinde. Este un poem puțin mai trist, dar un poem atât și atât de adevărat. În seara aceasta, ți-aș vinde povești, ți-aș vinde iluzii, ți-aș vinde nimicuri, dar îmi este teamă că din toate acești, te-aș vinde pe tine, tu om din nisipuri. În lumea aceasta, ți-aș vinde iubire. Trăind cu o teamă, pierzând fericire, aș vinde blestemul trimis de departe. Dar oare greșesc când spun că n-ai parte de nicio împlinire în lumea aceasta? Ce-aș vinde eu în lumea năpastă? Aș vinde arginți ca boierii la porți? Aș vinde credința rămasă în torți? Dar oare ce ne poate scăpa în lumea aceasta nebună de rea? În frigul de afară, în gerul din noi, murim foarte încet. Privind înapoi la anii trecuți în care zâmbeam și uneori ne mai iubeam, privim suspinând la cei ce se duc, le facem pomeni din nimicul avut. Și oare ce mai vinde noi în lumea năpastă? Am vinde totul, dar noi ne vindem speranța. Un poem pe care eu îl îndrăgesc, eu cred că este un poem foarte actual. Ce ne-a mai rămas nouă să ne mai vindem? Probabil decât speranța în lumea aceasta. Și eu sper din toată inima să nu o facem. Doamnelor și domnilor, visul unei femei face parte din mine. Așa cum v-am spus, acum 13 ani de zile, atunci când acest vis al femeii s-a născut, fiind ca un copil al meu, am încercat să-l aduc pe undele de radio,
Am reușit, dar am încercat să-l aduc alături de voi. Să-l și vedeți, nu numai să-l auziți. În această seară ați poposit puțin în casa sufletului meu. De aici, de unde visul unei femei prinde contur și prinde viață în fiecare emisiune. Eu sper să rămâneți alături de mine și să poposiți de fiecare dată în visul acesta al femeii. În povestea voastră este povestea femeii, povestea fiecărei doamne care va poposi în casa mea. Este foarte greu de înțeles tristețea femeiască. Este greu să cuprinzi lacrimile în căușul palmelor. Este greu să privești lumea prin liniștea femeii. Este greu să aduci din nou iubirea în inima rămasă rănită. Este greu să luminezi calea tunelului întunecat al suferințelor. Dar mai greu este să răspunzi iubirii, când sufletul îți este plin de amărăciune, de tristețe și neliniști. Eu sper că acest suflet al vostru să fie încununat nu de neliniști și tristeți, de bucurii. Eu sper ca de fiecare dată să ne priviți. Eu sper ca această emisiune Visul unei femei cu Alina să aducă în casele dumneavoastră iubirea. Acel petec de iubire rămas undeva ascuns în căușul inimii. Și de aceea vă invit să ne urmăriți de fiecare dată. Visul unei femei cu Alina, povestea ta de viață.